Conducerea Partidului Social Democrat Ialomița a anunțat în cadrul unei conferințe de presă lista candidaților la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a decis să nu mai candideze, deși nu există o interdicție legală în acest sens. Propunerile pentru Senat sunt Marian Pavel, Olga Petcu, Alexandru Potor și Valentina Vișan. La Camera Deputaților, pe prima poziție, se situează Mihăiță Găină, urmat de Andrei Pop, Ștefan Mușoiu, Elena Mitran, Octavian Alexandrescu și Daniel Crunțeanu. Președintele PSD Ialomița, Marian Neacșu, a afirmat că este vorba de o listă echilibrată în care sunt incluși oameni tineri, oameni cu experiență în administrație, precum și reprezentante ale organizațiilor de femei din partid. Am decis să nu candidez la aceste alegeri, deși nu există în momentul ăsta o interdicție legală referitor la acest aspect, dar am ales acest lucru sau să fac acest lucru din respect și față de cetățeni și față de colegii mei, pentru că altcumva aș fi fost cumva delegitimat în momentul în care la alegerile locale le-am cerut unor colegi și în Ialomița și în țară să nu candideze, pentru că asupra lor planau anumite suspiciuni sau se aflau în diferite situații juridice discutabile, motiv pentru care și din respect față de ei și din respect față de mine și din respect față de cetățeni am decis să nu particip la alegeri. Cred cu tărie în faptul că pentru organizația de la Ialomița această decizie ar putea să fie una motivantă și una demotivantă. Nu vă ascund că la nivelul organizației naționale și echipei naționale de campanie pe care o conduc avem o serie de sondaje la nivel național, dar și la nivel județean. M-am uitat cu foarte multă atenție, în primul rând, evident, peste cifrele din Ialomița. Eu cred că sunt foarte bune pentru noi. Și mai mult decât atâta, cred că rezultatul alegerilor din decembrie vor certifica și vor confirma acest lucru. Lista pentru Senat este următoarea. Poziția 1, Pavel Marian, poziția 2, Petcu Olga, poziția 3, Potor Alexandru, poziția 4, Vișan Valentina. La Camera Deputaților, poziția 1 este Găină Mihăiță, poziția 2, Pop Andrei, poziția 3, Mușoiu Ștefan, poziția 4, Mitran Elena, poziția 5, Alexandrescu Octavian, poziția 6, Crunțeanu Daniel. Acestea sunt numărul de locuri alocate județului Ialomița pentru alegerile parlamentare, fiecărui partid politic, care înseamnă cele 2 plus 4 locuri la Senat și cu locurile suplimentare, încă 2 la Senat și încă 2 la Cameră. Așa cum v-am spus, aceste decizii au fost luate în unanimitate. Eu cred că această listă este una echilibrată, o listă care confirmă odată în plus ceea ce dumneavoastră știți că am reafirmat încă din momentul în care am fost ales președintele organizației județene Ialomița, aceea de modernitate, de înnoire și de reașezare pe principii mai constructive, mai apropiate de oameni a organizației județene de partid PSD. Este o listă echilibrată care cuprinde și oameni cu experiență, și oameni cu experiență în administrație, și oameni tineri, și egalitate de gen. Sunt și 3 doamne reprezentate în lista de candidați. Eu cred că este cea mai bună listă pe care puteam să o propunem ialomițenilor. Sunt convins că și între colegii noștri care astăzi sunt pe pozițiile oarecum neeligibile, noi ne-am propus scoruri care ar putea să facă eligibilă inclusiv poziția 3 de la cameră. În final, să avem ca reprezentanți în Parlamentul nostru cât mai mulți reprezentanți din Ialomița. În plus, așa cum ați și observat și cum bănuiesc că vă este deja cunoscut, nu am abdicat de la principiile pe care le-am stabilit împreună cu președintele Liviu Dragnea la nivel național, aceea de a nu trimite niciun reprezentant de la centru în teritoriu, deci candidații noștri sunt toți exclusiv ialomițeni. Îmi pare rău că așa s-a întâmplat, domnul secretar general al partidului Marian Neacșu astăzi ne-a informat despre decizia dânsului, așa că îmi rămâne în continuare mie sarcina să duc într-un fel greu campanie electorale, iar obiectivul este de a câștiga alegerile cu peste 60% în județul Ialomița. După cum știți, în campania de la locale am răspuns de colegiul senatorial numărul 2 de aici până la granița cu Ilfovul și am obținut rezultate foarte bune.
Este pentru prima dată când PSD obține peste 50% la vot politic și asta s-a văzut la constituirea Consiliului Județean. Coordonatorul campaniei la nivel județean este Victor Moraru. Deja a fost stabilit calendarul de campanie, iar Victor Moraru opinează că echipa propusă pentru alegerile din 11 decembrie poate obține cel mai bun rezultat pe care l-a avut PSD în ultimii 25 de ani. Am prezentat astăzi colegilor din partid calendarul activităților până în ziua alegerilor. Avem o echipă, spun eu, foarte bună cu care lucrăm la această campanie electorală. Ne-am propus să obținem cel mai bun rezultat pe care l-a avut Partidul Social Democrat în ultimii 25 de ani. Nu este ușor, însă avem candidați potriviți pentru această campanie. Suntem bine organizați, colegii primari au răspuns la programul pe care l-am înaintat astăzi și am obținut aprobarea pentru activitățile pe care le vom derula. Rămâne doar să fim bine organizați, să venim în fața electoratului cu cel mai bun program pe care l-a avut, zic eu, spațiu politic din 90 încoace. Partidul Social Democrat prezintă un program pe care noi îl mediatizăm la acest moment, care include toate domeniile de activitate, toate categoriile sociale, un program cum n-am văzut până la acest moment, în sensul cifrelor, amănuntelor și realizabile pe care Partidul Social Democrat le propune populației. Sunt aici pentru că îmi doresc să asigur colegii mei că vor avea tot sprijinul meu, în calitate de coordonator de campanie. Rămâne doar ca în următoarea perioadă să mediatizăm cât mai bine programul Partidului Social Democrat și cu speranța că electoratul din Ialomița, cetățenii vor alege ce este cel mai bine pentru România. Este un moment istoric, spun eu, anul 2016, pentru că urmează o perioadă în care absorpția fondurilor europene a avut de suferit și trebuie să creștem acest grad de absorpție, nivelul de trai în România trebuie să crească, iar din punctul meu de vedere singurul partid care poate să facă asta este Partidul Social Democrat. În calitate de secretar general al Partidului Social Democrat Național am participat la mai multe astfel de comitete executive în ultimele două săptămâni în țară și vă pot spune cu certitudine că ceea ce am văzut aici la Ialomița și felicit pe colegii mei, în primul rând pe Victor, care este șeful de campanie județean, că programul pe care l-au propus colegilor noștri este departe cel mai bun pe care l-am văzut până în momentul ăsta. Sper ca ăsta să fie un factor motivațional și pentru colegii noștri din celelalte organizații județene și în mod deosebit le-am solicitat ca acest program să nu rămână un deziderat sau un document doar. Actualul senator Marian Pavel a discutat în cadrul conferinței de presă despre o situație alarmantă, relevată în urma unei analize a unor indicatori actualizați ai strategiei de dezvoltare a municipiului Fetești, referitoare la infrastructura edilitară. Am rămas surprins de un lucru și am văzut în ultima perioadă atacuri din partea adversarilor politici. I-am spus că nu o să răspund și nu o să discut, pentru eu consider în campania asta că n-am adversari, am doar parteneri în ce privește pe cetățenii județului Ialomița. Atacul la adresa primarului nou ales de 3 luni, al unui primar Gafițoi, vis-a-vis de activitatea dânsului. Și mă uitam pe ceea ce s-a întâmplat în ultimii 8 ani de administrație liberală în Fetești și unde am rămas stupefiat este pe ceea ce înseamnă infrastructura și echiparea teritoriului rutier în Fetești. Și avem așa, asfalt 32%, macadam, adică piatră, 14% și drumuri de pământ în municipiul Fetești, 53,7%. Acum poate înțelegeți dumneavoastră când vă prezentam în campania la locale, când eram coordonator și nu candidat, vă prezentam acele sondaje și vă spuneam că o să câștigăm în Fetești, este și datorită acestui lucru. Președintele PSD Ialomița a discutat despre programul politic al PSD, unele dintre obiective fiind crearea de noi locuri de muncă, precum și măsuri de creștere economică. Sunt deci locuri de muncă create prin investițiile determinate de fonduri europene, restul prin programe naționale, urmând să demarăm în continuare
și să derulăm în continuare, să demarăm alte programe investiționale. Cel mai important lucru pe care îl avem în vedere în viitor, și ați văzut că am lansat și programul Startup, România Startup, vor fi acolo 10.000 de firme care pot primi ajutoare financiare din partea statului. Am lansat Fondul Suveran de Investiții și Dezvoltare, care va fi principalul motor de creștere economică pe viitorii 4 ani de zile. Un astfel de fond funcționează foarte bine în Polonia. Cu el au reușit să facă și autostrăzi, să dezvolte infrastructură, să facă spitale regionale și spital național. Sunt o mulțime de investiții și ne dorim astfel, prin intermediul fondului, să facem și reindustrializarea României. Adică cea mai important sau cel mai important deziderat pe care îl avem este dezvoltarea capitalului autohton. Partidul Social-Democrat Ialomița și-a propus ca la alegerile din decembrie să obțină peste 60% din voturi.